Eu vreau un parlament doar oameni capabili și bine pregătiți. Oameni care să mă reprezinte și pe mine. De aceea, pe 24 februarie, eu sprijin inițiativa Partidului Democrat din Moldova. PDM este singurul partid care a cerut reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. PDM este singurul care vrea să dea posibilitate și cetățenilor să-i demită direct pe deputați dacă nu se țin de promisiuni.